seara, doamnă și domnul, sunt Iulian Maxim și urmăriți o nouă ediție a emisiunii Linia Directă. Așa cum am obișnuit, avem un subiect incitant în această seară. E într-un fel o premieră, deși pare ciudat, dar e o premieră, vă spun. Avem pentru prima oară în față doi consilieri locali din Ploiești, dar de la partide care, în mod normal, în Consiliul Local ar trebui să aibă puncte de vedere total diferite. Este vorba de domnul Constantin Popa, de la PSD, să prefacem precizarea, cu care ne-am obișnuit, ați mai fost la noi în studio, și pentru prima dată, iată, PDL-ul ne trimite un reprezentant în persoana domnului consilier Gheorghe Popa. Bună seara! Mă bucur în primul rând și țin să-i mulțumesc lui Adrian Dobre, președintele PDL Ploiești, pentru că el a facilitat această emisiune în formula în care ne văd telespectatorii în momentul de față. Avem foarte multe subiecte de dezbătut, multe pentru că lumea a început să, nu știu dacă mergeți pe jos prin Ploiești, dar vă spun că lumea a început să fie nerăbdătoare în privința modului cum arată orașul, cum funcționează diferitele servicii și așa mai departe. Și o să, în primul rând, vreau să-mi spuneți ce vi se pare dumneavoastră ca și consilier local, ca în momentul de față, ca principalele priorități ale municipiului. E aleatoriu. Da, cine dorește să înceapă? Da. Domnul Constantin, că trebuie să facem lucrurile. Acum trebuie să facem. Domn Popa, din păcate, da. Da. Ca priorități, eu le-aș defalca în două. Prioritatea cetățeanului și prioritatea municipiului. Pentru că de multe ori, și am mai spus-o cândva, din punct de vedere al meu ca cetățean sau al unui cetățean simplu, prioritară este groapa din fața porții, prioritară este problema cu care se întâlnește el zi de zi. Ca de exemplu gunoiul, că nu l-a ridicat, câinii comunitari. Deci se efectuează transportul urban. Astea sunt priorități ale cetățeanului și trebuie să ținem cont. Dacă trecem și privim global ca prioritatea municipiului, am putea să vorbim de finalizarea reabilitării liniilor de tramvai, de finalizarea sau de continuarea într-un ritm mai alert a spitalului de pediatrie, pentru că e păcat că am primit o investiție destul de valoroasă și să nu o ducem până la capăt. Prioritar la nivelul municipiului ar fi pasajul peste calea ferată. Deci ar fi aceste proiecte majore care aduc tot un plus de confort cetățeanului, dar aduc un plus de confort într-un context global. Deci așa aș vedea eu cele două direcții ca priorități ale municipiului Ploiești. Și domnul Gheorghe, PDL-ul cum vede, fiind în opoziție, ca să facem și precizarea de rigoare? În primul rând, așa cum spunea și colegul meu, domnul Constantin, sunt priorități pe partea socială, cetățenească, pe care fiecare le doresc într-un anumit mod a fi rezolvate. Și din punctul nostru de vedere, prioritatea erau obiectivele de investiții care ar trebui să se deruleze. Vorbesc strict pe partea de administrație locală a municipiului Ploiești, lucrări care, practic, din punctul nostru de vedere, ar fi fost bine și ar trebui continuate. Le-a amintit câteva domnul consilier Popa, cu proiectele pe fondurile europene pe care le-am început și le-am introdus spre finanțare acum 3-4 ani de zile, cât și celelalte care țin de infrastructură. Mă refer aici, în primul rând, la acel program care se pare că nu știu cum va putea fi continuat, de reabilitare termică a blocurilor. Se pare că se va încerca o variantă pe fonduri europene. Deci, pe partea de investiții, ar trebui să se meargă, pentru că știm cu toții lucrările de investiții, lucrările de dezvoltare creează și locuri de muncă și dezvoltarea orașului în beneficiul cetățenilor, bineînțeles. Ca să liniștesc un pic și prietele, știu că o să ne urmească destul de multă lume și o să se și mire de formula în care în momentul de față dezbatem problemele orașului.
Trebuie să spunem că am invitat și un reprezentant al PNL-ului, din păcate nu s-a putut, și spun asta în contextul în care se vehiculează, iată, din ce în ce mai mult, că chiar la nivelul Consiliului Local, USL Ploiești nu mai funcționează așa cum trebuie și că am văzut mici frecușuri, mici incidente între reprezentanții PSD-ului și cei PNL-ului, ca să nu tragă cineva concluzia că asta va fi viitoarea orientare de, nu știu, centru, nici nu știu cum să-i spun, în Consiliul Local și majoritate, PSD-PNL, nu. Pur și simplu, nu, reprezentanții PNL-ului nu au putut să vină la această emisiune. Dar o să-i invităm cu altă ocazie, desigur. Știu că sunt probleme mari în bugetul municipiului. Primarul Iulian Bădescu s-a plâns din momentul în care a preluat această funcție. L-am avut invitat și pe fostul edil șef Andrei Volosevici, care spunea că lucrurile nu stau chiar așa, că o parte din fondurile europene despre care, sau din împrumuturi care, despre care s-a spus că, domne, ai cheltuit acei bani și ai lăsat datoriile să le plătească următorul care a venit după tine, lucrurile nu au fost chiar așa, că o parte din bani ar fi rămas în conturi, că erau destinați clar pentru anumite domenii de investiții. Pur și simplu nu îmi dau seama cine spune adevărul în momentul de față. Dacă ne gândim așa, deci totdeauna se spune că adevărul e la mijloc. Da, așa este, domnul. Da. Totuși trebuie să precizăm că o gaură în buget a fost generată de contractele privind reabilitarea blocurilor. De ce a fost generată? Pentru că valoarea contractului a fost încheiată pe o sumă de bani de la Consiliul Local și o sumă de bani care trebuia să vină de la Ministerul Dezvoltării. Pe vremea când era doamna Udrea. Pe vremea, acum 3 ani, când s-au încheiat contractele. Necazul este că aceste contracte s-au încheiat, lucrările s-au executat, constructorul de bună credință și îndreptățit a venit să ceară banii și necazul nostru este că acele fonduri de la Ministerul Dezvoltării n-au venit, iar valoarea lor a fost semnificativă, era vorba de 30 ceva de milioane de lei. Adică pentru cei care încă nu știu să aprecieze, de 300 de miliarde de lei vechi. De 300 de miliarde de lei. Acești bani adică am fost obligați la nivelul primăriei să-i achităm, pentru că așa prevedea contractul. Eu aș vrea aici să lămânim un pic lucrurile. Bădescu a spus la un moment dat, domnule Andrei Volosevici a mers cu aceste lucrări fără să aibă întreaga sumă de finanțare asigurată. În sensul că exact povestea asta cu Ministerul Dezvoltării nu a fost decât o chestie verbală, o promisiune verbală, n-a fost un contract ferm. Ministerul Dezvoltării, vă asigurăm primăria Ploiești suma respectivă. Da, este adevărat. A fost o promisiune a Ministerului, dar neconcretizată în bugetul Ministerului și la un moment dat aceste sume, chiar dacă doamna Udrea de bună credință sau ar fi dorit să dea banii respectivi, dacă nu i-a avut și prevăzuți în buget, n-a putut să execute o astfel de plată. Și este clar că una a fost înțelegerea, și aici trebuie să dau dreptate celui care discută pe documente. Deci nu există un document scris și aprobat la nivelul Ministerului Dezvoltării care ar fi trebuit să-i oblige să ne dea bani. Pentru că dacă ar fi existat, vă dați seama... Deci ăsta a fost un prim dezechilibru financiar, da? A fost un prim dezechilibru financiar. Au mai apărut și altele, ca să înțelegem. Au mai fost și alte dezechilibre, e vorba de niște sume care trebuiau plătite la construcția stadionului, niște penalități care au fost generate de neplata la timp a acestor lucrări. Deci, pus una peste alta, noi ne-am trezit cam cu o gaură de vreo 60 de milioane de lei, din câte cunosc eu așa, în mare, problemele, care au trebuit plătite din urmă, pe contractele executate în urmă. Bun. Domnul Gheorghe, PDL-ul are aceeași opinie sau aveți viziuni diferite aici? Părerea noastră este că în momentul când s-a demarat acest program de reabilitare termică al blocurilor, așa cum știți și dumneavoastră, era un program în care guvernul s-a angajat să plătească 50% din cheltuiala
respectivă a lucrărilor, autoritățile locale 30% și asociațiile 20%. În discuțiile pe care le-am avut cu cetățenii și știți foarte bine cum s-au derulat lucrurile, am considerat la momentul respectiv că un program de genul acesta nu se poate implementa dacă o familie sau o scară nu au posibilitatea practic financiară să... Pentru că trebuiau acordul tuturor locatarilor. Pentru că trebuiau acordul tuturor. Corect. Și dacă o familie sau două nu aveau posibilitatea să plătească, automat se bloca tot proiectul și nu se putea finanța. Și atunci, prin hotărâre de Consiliu Local, am considerat ca partea de 20% să o preia bugetul în Consiliul Local, ceea ce spunea și domnul Popa. Noi am prevăzut în bugetul local, la vremea respectivă, aceste sume necesare pentru partea noastră de finanțare. Pe de altă parte, obligația guvernului pe care trebuia susținută și financiar, nu am documentele și nu le-am văzut în, să zic, în față, dar știu că la un moment dat se semnase sau un acord sau ceva de genul ăsta, într-adevăr se prevăzuse o sumă foarte mică, în jur de vreo 5 milioane de lei pentru plata acestor lucrări, urmând, nu știu exact forma scrisă care a fost, ca în continuare guvernul, după ce se termină lucrările, să finanțeze, mă rog, așa cum era programul guvernamental, pentru că era un program, nu l-am inventat noi, era un program care s-a derulat și s-a derulat. Acum că din iunie sau ce s-a întâmplat, așa cum spunea și domnul consilier Popa, lucrările s-au executat, constructorii și-au făcut treaba și ele trebuiau fi puse în plată, cred că părerea mea este și o vină a guvernului care, mă rog, a venit și trebuia să-și asume niște lucruri în sensul acesta, adică să sprijine municipalitatea pentru o finanțare a acestor lucrări. Din păcate, trebuie să recunoaștem că toată această situație va genera invidie. Cei care nu au văzut că blocurile lor sunt anvelopate, sunt invidioși acum pe ceilalți ploieșteni care au apucat. Nu, câte blocuri au fost anvelopate? 46 de blocuri. 46 de blocuri. Și se pare că așa și va rămâne. Din ce înțeleg eu de la Primăria Ploiești, nu mai sunt bani să se mai facă alte lucrări de acest gen. Deci una, că nu mai sunt bani, și a doua, cel puțin la nivelul actualei administrației, există și, să zicem, ideea că nu este corect ca din banii tuturor să facem gratuit unora, pentru că e de la sine înțeles. Adică nu avem... unora, înțelegând prin asta, că nu doar celor care locuiesc la bloc și ar merita poate nu, și cei nu, care stau nu, la casă. Nu, numai așa. Trebuie să ne gândim că nu avem bani să anvelopăm toate blocurile din Ploiești. Asta corect. Este exclus din start. Și atunci nu este corect nici vis-a-vis de ceilalți locatari de la bloc să iei banii bugetului și să te duci să mai faci încă 50 de blocuri. Pe de altă parte, iarăși nu-i corect nici față de cei de la case, care locuiesc la case. Și ei plătesc impozite și taxe la fel ca ceilalți. Deci nu văd de ce am luat banii tuturor și să facem numai unora. Dacă am avea bani din bugetul local să anvelopăm toate blocurile din Ploiești și să susținem măcar și cotă parte la case, atunci ar fi corect un program. Luăm de la toată lumea, împărțim la toată lumea. Și atunci, deci ideea la ora actuală este că un astfel de program de anvelopare cu banii municipiului Ploiești nu va exista și nu este agreat în actuala administrație. Într-adevăr, există acel program pe fonduri europene, care este frumos din punct de vedere teoretic, nu știu cât se va și concretiza, pentru că acolo există o condiție, ca în proiectul pe care îl depune o asociație de proprietari trebuie să aibă acordul 100% a locatarilor de pe o scară. Acordul ar fi ușor de obținut dacă n-ar sta în spate și cererea de finanțare. Da, într-adevăr. Adică acolo, asociația de proprietari sau locatari trebuie să contribuie și contribuie ea cu o cotă parte. Cât? 20%? Mai puțin? 20%. 20%, dar dacă nu mă înșel, chiar mai puțin. Că mai vine și primăria. Într-adevăr, dar sunt multe asociații care ar putea să plătească. Cota n-ar fi mare,
Mai mult decât atâta. Eu cât costă un bloc până la urmă? S-a făcut o medie din cele 46 de blocuri? Cam cât a costat anveloparea asta? Acum, din niște analize pe mai multe, să zicem, municipii, pe mai multe orașe, prețul era între 4.000 și ceva de lei pe apartament până la vreo 9.000 și ceva de lei pe apartament. Eu mă refer la cele care au fost efectuate în Ploiești. Cât au rezultat? Ați fost curios să vedeți, dumne, din 46 de blocuri, cu ce sumă au fost? Da, media pe apartament era în jur de 9.000 și ceva de lei. 9.000 de lei la Ploiești, da? Da, pe apartament. Deci undeva la un bloc cu 4 nivele, cu 4 scări, undeva cam în jur de vreo 120-130 de mii de euro. Deci, grosomodo, pe bloc o sumă vorbesc. Substanțială. O sumă destul de da, un 20% înseamnă vreo 20 de mii de euro, asta înseamnă vreo 800-900 de milioane de lei vechi. Cam așa ar veni, la un bloc de 4 etaje, cum a spus. Bine, acum depinde și de soluția aleasă, pentru că există și soluții mai simple și soluții mai, păi, știți mai că trebuie scumpe, cum s-ar acum zice. Acum trebuie să ai certificatul acela, da? Care nu știu în ce condiții se obține și s-a spus că nici apartamentele nu mai pot fi vândute dacă n-ai acel certificat și așa mai departe. Trebuia să, adică, să alegi o soluție tehnică care să concorde cu legea. Nu mai poți să faci tu anvelopări după ureche, mă gândesc. Da, certificatul energetic nu spune neapărat că trebuie să fie anvelopat. Certificatul energetic se întocmește și dacă nu este anvelopat blocul, numai că îmi spune care sunt pierderile de căldură, care este eficiența energetică pe apartamentul respectiv. Bun, asta să zicem că ar fi un subiect. Sigur că oamenii sunt interesați. E clar, ne-am lămurit, nu se mai poate. Rămân decât cele 46 de blocuri anvelopate. În momentul de față, vedem cu toții și chiar aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră personal, noaptea, după ora 5, să zicem, mergeți cu mașina înspre ieșirile Ploieștiului. Da, chiar am fost pe partea asta de Valea Prahovei și pe ieșirea dinspre Cum a fost? Este un disconfort, într-adevăr. Se lucrează, s-au făcut, deci sunt lucrări de reparații curente pe acea porțiune, deci de la Kaufland până la limita administrativă cu Blejoiul, pentru că și acolo este o problemă, așa cum știm cu toții, și nu pot fi continuate mai departe. Cetățenii mulți din Ploiești nu cunosc faptul că limita administrativă se termină undeva la sensul giratoriu până Corect. În Carrefour. Lucrările s-au demarat de reparații curente pe acea zonă. Din câte am înțeles, se va cere acceptul Consiliului Județean să se dea în administrare acea porțiune, să se continue mai departe. Va rămâne cumva partea dinspre intersecția cu Laboratorului, pentru că acolo se va face o amenajare și se dorește o lărgire, să zic, sau o fluidizare a bretelei care să iasă în partea cealaltă spre Cantacuzino pe zona respectivă, dar probabil că se vor continua când vremea va permite. Și mai sunt, din câte am înțeles, lucrările de refacere tot așa străzilor de reparații pe ieșirea spre Bucov, pe Ștrandului. Deci, din punctul noastră, nu vi se pare ceva extraordinar și nu găsiți că e acolo vreo problemă în sensul ăsta. Adică e o lucrare care... Nu. Asta e, trebuie să o acceptăm ca atare. Eu aș vrea să completez și să spun că e bine că se face. Scuzați-mă aici, trebuie să vă dau replica, domnul Popa. Vă aduceți aminte ce îl criticați pe domnul Andrei Volosevici, că făcea lucrări? Nici acum nu. Vă aduceți aminte de ambuteiajele din centru când s-a reparat bulevardul? Dacă mă lăsați să spun, o să vedeți că nici acum nu-i ridic în slăv, pentru că voiam să spun că e bine că se face. Partea dinspre Bucov, să zic că n-a fost chiar cu brună. Partea de ieșirea dinspre Nord, și eu personal m-am trezit acolo în această îngustare, să zic, circulație numai pe o bandă,
Și trebuie să spun că am fost plăcut, neplăcut surprins. De cât ce? A stat acum? Cât? Dați-mi voie să vă întreb, cât ați stat acolo? Cred că am stat vreo 10 minute ca să ajung de la Kaufland. 10 minute? Păi a stat binișor. Cred că vreo jumătate de oră cel puțin. Nu, dar nici aceste 10 minute nu mi s-au părut corect. De ce nu mi s-au părut corecte? Pentru că n-am văzut la intrare aici un indicator care să-mi spună atenție, dum în lucru sau atenție, se îngustează. Corect. Deci din punctul ăsta de vedere... Dar ați văzut un polițist care să dirigeze trafic? Da, deci în seara, în seara respectivă era unul chiar la intrare aici lângă Kaufland și unul la ieșire acolo. De ce vă spun? Eu în momentul când am trecut, întâi am ieșit, am vrut să ies din Ploiești și deja am observat cu groază că se îngustează, niciun avertisment, niciun semnalizare, nimic, nu spunea nimeni. Pur și simplu noi șoferii ne luam unul după alții, da, unii după alții, prin intuiție, pentru că nu știai, domne, cum trebuie să procedez, da? Iar la întoarcere, să zicem undeva în jurul orei 5:30 seara, când am vrut să mă întorc în Ploiești, a fost un coșmar. Deci vă spun că s-a stat la coadă, nu exagerez, vreo 40 de minute, toți șoferii erau nervoși. Trebuie să vă spun că a doua zi dimineața am luat legătura cu direcția tehnică, a fost avertizat constructorul, nu știu dacă constructorul a luat sau nu vreo măsură, n-am mai trecut a doua zi pe acolo, de ce să nu fiu sincer, dacă a pus vreo plăcuță avertizare, dar și eu am văzut, am fost prins într-o astfel de aglomerație și trebuie să recunosc că nu am simțit bine și m-am pus în pielea cetățeanului, pentru că de fapt acolo pe stradă eram și eu cetățean ca oricare altul. Sigur, ar fi mult mai multe lucruri, că nu-i de ajuns poate că să reface asfaltul, era foarte necesar, recunosc, pentru că acolo erau deja valuri, nu mai era asfalt, erau valuri acolo. Dar vedem cu toții că, fiind o zonă acolo amestecată, pentru că, din păcate, Ploieștiul așa a fost un haos urbanistic de la bun început, e o zonă în care găsim și restaurante, și locuințe, și hale, și Dumnezeu mai știe ce. De multe ori, cel puțin una din benzi, pe un sens, este blocată de mașini. Și o să vedeți că și după ce se repare asfaltul, avem problema asta, pentru că, din păcate, partea carosabilă nu mai poate fi în momentul de față mărit. Cu alea două benzi pe un sens vom rămâne până la adânci bătrâneți. Da, e într-adevăr. Ploieștiul este un oraș care suferă din punct de vedere al locurilor de parcare, suferă din punct de vedere al ieșirilor din și înspre Ploiești, al ieșirilor și intrărilor din și înspre Ploiești. Eu aș fi vrut, dar nu sunteți dumneavoastră, nici dumneavoastră de la PSD, nici dumneavoastră, că e vorba de consilii de mult mai dinainte, cum li s-o fi dat celor care au făcut, de exemplu, restaurante în zona cartierului Albert, viza și deconstrucții în momentul când aveau locuri de parcare asigurate. Sunt foarte curios cum li s-a dat această autorizație. Știm cu toții că hotelurile și restaurantele trebuiau să aibă autorizații de construcție, de asta, locuri de parcare. Pentru că e logic. Vine omul să se distreze cu soția. Pe unde să lase mașina? Inevitabil încearcă să o urce pe trotuar, da? Și știm cu toții că sunt trotuare blocate de mașini, de pietoni ajung să o ia pe carosabil ca să ocolească zona respectivă. Lucrurile sunt, mă rog, anapoda, dar nu de azi, de ieri. De mult timp. Problema delicată este că va fi greu să rezolvăm acest neajuns, cel puțin în partea de nord, acolo unde încă nu s-a lămurit foarte bine care este limita administrativă. Deci încă sunt discuții pe linia administrativă dintre noi și Blejoi. Problema, așa cum spunea și colegul, cu reabilitarea acestei porțiuni de drum este că ne-am dus până la strada, nu mai știu cum îi zice, deci până unde am făcut noi, de acolo încolo este o porțiune de drum județean. Deci va trebui să-l luăm în administrare, s-a făcut deja o adresă în sensul ăsta, pentru că altfel nu poți să-ți rezolvi. Sigur, te bagă la deturnare de fond, Doamne ferește, da. din Ploiești. Deci sunt multe lucruri din punct de vedere al regimului juridic al terenurilor care nu produc decât neajunsuri și nu fac decât să blocheze multe inițiative de rezolvare a unor probleme. Ce aș vrea să lămurim ploieștenii, mulți
s-au întrebat și apoi ne-au întrebat pe noi jurnaliștii de ce lucrări acum în noiembrie. Și trebuie să le explicăm oamenilor de ce se repară intrările și ieșirile din oraș. Da, deci trebuie să cunoască că la un moment dat, imediat anul trecut spre sfârșitul anului, contractele de lucru cu fostul prestator de servicii privind reabilitarea sau lucrări de reabilitare a străzilor și de întreținere a expirat. Asta ne-a dus în situația în care trebuia să încheiem un alt contract. Eu trebuie să recunosc și aici trebuie să ne asumăm și noi vina că redactarea unui nou caiet de sarcini a durat destul de mult. Deci asta ne-o asumăm noi ca vină, ca și administrație. După aceea este acea procedură de licitație care, așa cum prevede Ordonanța 34, și să vrem noi să o scurtăm, nu prea reușim. Trebuie să-ți aprobe ANRMAT-ul, trebuie să-ți aprobe caietul de sarcini, trebuie să faci licitația, trebuie să întrunești o comisie care face evaluarea licitației. Dacă apar contestații, trebuie să o trimiți la Consiliul de Soluționare Național de Soluționare a Contestației. Dacă, Doamne ferește, mai apare și o acțiune în justiție, te trezești că a trecut un an de zile până reușești să închei o licitație. Și, într-adevăr, această nouă, să zicem, desemnare sau alegerea unui nou constructor a fost finalizată undeva prin luna septembrie. Constructor care ce? Copare. Ce rol are? Deci, el a preluat, să zicem, într-un contract de concesiune întreținerea și reparația străzilor din municipiul Ploiești. Cum s-a făcut contractul acesta? Pe baza unei licitații. Deci s-a făcut caietul de sarcini, deci s-a respectat în totalitate procedura prevăzută în Ordonanța 34 de achiziții publice. PDL-ul are ceva de spus la acest contract cadru, înțeleg că este. Da, este un contract cadru, am înțeles, pe o perioadă de 5 ani de zile. Firma, să spunem, că nu este din Prahova, da? Este din București. Nu, aș vrea să precizez. La redactarea caietului de sarcini, chiar am înființat o comisie și cu PNL-ul și cu PDL-ul și cu... Deci cu toți factorii politici din Consiliu. Și la nivelul acesta ne-am oprit sau se oprește posibilitatea noastră de a urmări, să zicem, acest mod de atribuire a contractului. Mai departe, partea de organizare a licitației, partea de evaluare este treaba executivului. Adică a primăriei. A primăriei, da. Da, deci este un lucru bun pe care și noi am încercat la un moment dat să-l realizăm la începutul mandatului în 2008, ca o firmă să se ocupe de această administrare, pentru că este mai ușor, ca să zic așa, să dai comenzile. Domnul Popa, eu nu sunt de la PDL, dar eu mi-aduc aminte că atunci când a încercat fostul edil, care va aparținea, mă rog, acum nu mai e în relație așa de bune cu organizația PDL Ploiești, dar mi-aduc aminte că a ieșit un scandal monstru. Vă aduceți aminte? Firmele din Ploiești, din Prahova, care au protestat. Făcut proteste. Și au spus, cum? Să vină un străin să lucreze, îi dai numai unuia singur să mănânce în tot orașul ăsta? Păi ia uite cât suntem noi aici, ia uite ce taxe și impozite locale plătim, ia uite câți oameni avem angajați. Ca acum, surpriză, aceeași firmă care vrea să o aducă domnul Andrei Volosevici, să fie acceptată de primarul Iulian Bătescu. Fără problemă. Da, ideea era... Asta arată că politica e surprinzătoare de foarte multe ori. Atenție, nu e vorba de a accepta sau nu, este vorba de câștigarea, unei licitații. Am înțeles. Da, e adevărat, aveți dreptate. Atunci, la momentul respectiv, când s-a încercat lucrul acesta, au fost proteste vehemente din partea, să zicem, majorității firmelor în domeniul din județ, pentru că... Și acum, de ce credeți că firmele din județ n-au mai protestat? Nu am cunoștințe de poate subcontracta lucrări această firmă din București? Poate subcontracta lucrările? Da. Deci poate să. Și atunci ne trezim, iată, cu povestea veche. Nu e prima oară când se întâmplă și nu e, Ploieștiul, o chestie singulară. Una din marile firme care fac asfaltări în România vine, câștigă o licitație, dar nu lucrează.
firma ia decât niște bani pe care îi împarte apoi a unuia sau altuia din subcontractori. Problema n-ar fi că funcționează sistemul de așa natură încât firma care a câștigat licitația acționează ca un intermediar, ceea ce mi se pare absolut ilogic. Pentru că e clar că subcontractorul ia mai puțin bani decât câștigă firma mare, da? Și asta înseamnă că pe ansamblu cineva, fără să miște un deget, câștigă niște bani ca intermediar. E ca și cum aș duce eu la piață, cumpăr niște șosete și apoi mă duc cu șosetele la țară și le vând. Eu nefiind nici cel care le-a produs și nici cel care le-a dat, eu sunt un intermediar. Cam așa face și bănuiesc și firma asta mare. Nu este chiar așa, pentru că în condițiile de participare la licitație s-a pus și ca și condiție să aibă o anumită dotare, de să poată să execute și cu forțe proprii, să zicem, poate până la 90% din probleme și să subcontracteze acolo unde sunt probleme de altă natură. Și ca și o curiozitate, se știe pe ce sumă a fost încheiat contractul ăsta cadru? Pe 5 ani de zile? Deci contractul este pe 5 ani de zile, iar pentru primul an noi aveam prevăzuți în buget 9 milioane de lei. Deci asta ar fi 9 valoarea... milioane de lei, ceea ce înseamnă 2 milioane de euro. Da. Dar asta era prevăzută în buget. Probabil că la diverse rectificări, având în vedere diminuarea... Pe tot anul 2013 sau pe, decât pe o parte a anului? Pe anul 2013. Pe tot anul, da. Da. Dar e posibil ca această sumă să fie sensibil diminuată, având în vedere că față de 500 și ceva de milioane cât era bugetul, mai avem 400 și ceva. Deci, ca și venituri, nu vom realiza aproape 20 și ceva la sută. Încă o dată sunt curios. Lucrările astea de reabilitare a intrărilor și ieșilor din oraș, de cine sunt realizate? De firma care a câștigat contractul cadru sau de subcontractori? De firma care a câștigat contractul. De firma care a câștigat contractul. Eu așa am văzut. Da, deci da. Când, adică le-am văzut utilajele acestei firme. Sunteți mulțumiți? Bine, nu da. Sunteți cei care verifică lucrările, tot primăria o să... Dar ca și consilier local, ca oameni care au aprobat până la urmă acest contract cadru. Aș putea să fac o remarcă, pentru că în afară de cele două intrări și ieșiri din municipiu, tot această firmă care a câștigat această licitație a realizat și reabilitarea străzii Radu de la Fumați, care trebuia finalizat acum un an, dar știți foarte bine că s-au făcut branșamentele de gaze, s-au făcut la apă pe toată zona respectivă. Stradă care arăta foarte rău de ani de zile. Da, și acum 3-4 zile s-a finalizat reabilitarea. Am trecut destul de des pe zona respectivă și, adică, nu am, să zic, sesizat nereguli majore. Că or fi alte lucruri care țin de aspecte tehnice. Măcar asta e bine, tehnice, că lucrează corect. Dar i-am văzut cum au început și cum au și ca timp de execuție și, adică, este singura stradă pe care am văzut-o în lucru de dânși. Dacă ne raportăm la aspectul vizual, imediat după lucrare, nu putem să spunem că nu este în regulă. Problema e că trebuie să vedem și cum se comportă în timp. Pentru că, dacă rezistă. Pentru că în afară de aspectul exterior, trebuie să mai știm și dacă compoziția asfaltului a fost cea care a fost prevăzută, dacă ea se comportă bine și la perioada de frig și la perioada de căldură, pentru că... Iarăși o chestie interesantă, și aici o să vă întreb pe amândoi, de asemenea, s-a spus la un moment dat și presa locală a speculat că, domne, lucrările făcute de Andrei Vorciu de asfaltare, încă erau unele din ele în garanție. De ce nu s-au apelat la fostele firme care au lucrat acolo să le repare pe banii lor, că așa spunea contractul. Că pe perioada de garanție e obligația constructorului să repare. Așa este și la asta vreau să fac și referire, pentru că un volum foarte mare de lucrări în perioada imediat următoare nu va fi, din punctul meu de vedere, pe această parte de infrastructură de reabilitare stradală, pentru că în procent de 70-80% a fost reabilitat în... Bine, sincer să fiu, mai apar probleme. Dați-mi voie să vă spun înțeles. Că
Chiar și pe străzile care au fost lucrate în mandatul trecut, încă apar probleme. Am înțeles ce spuneți dumneavoastră. Vreau să zic ca volum de lucrări, referind la finanțarea și la banii care ar trebui alocați din bugetul local. Că se fac lucrările de intervenții, cum spunea și dumneavoastră. Pe de altă parte, într-adevăr, foarte multe din străzile care s-au realizat sunt în acea de investiție a infrastructurii respective, sunt în acea perioadă de 5 ani de garanție, care, pe bună dreptate, în momentul când apare o problemă sau pe zona respectivă și este în cadrul acestei garanții, automat trebuie sesizată și interveni pe firma care a făcut lucrarea. Eu nu sunt membru al Consiliului Local și nici nu știu ce se întâmplă în primărie. A sesizat ca vreuna din firme care a lucrat a fost chemată să repare sau nu știu ce s-a întâmplat? Nu mi-aduc. Cred că a fost o intervenție, dar nu știu de ce să zic, undeva pe partea de bariera București de la pod în partea aceea în care s-a solicitat firmei care a executat să refacă pentru că erau probleme. Trecem peste problema cu drumurile care o să rămână veșnică și nu numai în Ploiești. Oamenii văd și circulă și de asta suferă cel mai adesea din cauza cum arată șoseaua, cum arată trotuarele. Dar ajungem la o problemă destul de spinoasă. Aceea întreținerii și reparației la școli, la unitățile de învățământ. E pentru prima oară în Ploiești când se spune, domne, nu avem bani suficienți, iată încă o confirmare că bugetul suferă, alocăm cât a primit domnul Constantin, cât a primit fiecare unitate pentru astfel de lucrări. Nu știu pe fiecare lucrare în parte, dar știu că la ultima rectificare rămăseseră 200 de mii bani pentru intervenții și reparații în școli. Deci 2 miliarde de lei vechi. Problema cu diminuarea bugetului pentru întreținere și reparații școlii are și ea o explicație ceva genul celei anterioare, în care s-a prevăzut inițial în buget o anumită sumă. Prestatorul de servicii a avut iarăși contractul expirat, deci a ajuns la termen, deci nu e expirat, a ajuns la termen și s-a demarat și aici procedura de selectare a unui nou, să zicem, constructor. Și această procedură a durat destul de mult, tot undeva spre sfârșitul verii a fost adjudecat. O parte din lucrările care ar fi fost prevăzute a se executa nu mai puteau fi efectiv, deci nu spre sfârșitul verii, undeva pe la sfârșitul lui septembrie. Începuse școala. Începuseră școlile. O parte din lucrări n-ar mai fi putut fi executate, adică nu te mai apuci în luna octombrie-noiembrie să faci, să izolezi acoperișul. În timp ce copiii învață, tu să lucrezi, învață, e aproape imposibil. Da. Și atunci, ăsta a fost un motiv ca în momentul când n-au fost bani pentru alte capitole să se diminueze. Deci a fost în mod intenționat, să înțeleg. În mod intenționat a fost redus acest capitol pentru că l-am fi ținut acolo degeaba. Lucrările n-ar mai fi putute fi executate. Au rămas însă bani și s-au executat lucrări de urgență, reparații la instalația electrică, la instalația sanitară, deci acele lucrări. Am înțeles același lucru pe care îl explic acum domnul Constantin? Chiar dacă domnul consilier a prezentat, să zic, aspectele de natură tehnică, de procedurale, corect. Și probabil că așa ar fi fost cu desemnarea acelui, mă rog, câștigător pentru executarea acestor lucrări. Pe de altă parte, noi n-am fost de acord cu această diminuare, pentru că, din punctul nostru de vedere, consideram că aceste lucruri nu putem să lăsăm 104 școli descoperite pe niște lucrări de intervenții care puteau și chiar necesare la instalațiile termice, la instalațiile electrice, parte de, mă rog, de infrastructură și așa mai departe, înainte de începutul anului școlar descoperite. Deci nu prea s-a întâmplat, din câte știu eu, niciodată lucrul acesta. Chiar dacă, așa cum spuneam, procedural au existat lucrurile astea, totuși am considerat că nu este normal ca dacă au fost alocați și bani pentru aceste lucrări
și trebuiau făcute toate diligențele și eforturile sau pentru a se realiza aceste lucrări ca anul școlar să decurgă în condiții de siguranță și optime, noi nu am fost de acord cu această diminuare de la o sumă foarte mare, deci vreo 2.850.000 erau prevăzuți în buget. Deci de 10 ori. Și s-a diminuat vreo 2.500.000, chiar dacă, așa cum spunea și domnul consilier. 2 milioane sau 200.000, că nu mai înțeleg. 2 milioane a fost, 800 a fost bugetul inițial. Bugetul inițial. Și la cât s-a ajuns în final? Au rămas vreo 200.000. Deci, din bugetul alocat, deci mai mult de 10 ori. S-au lăsat exact lucrările de intervenție. 14 ori a scăzut suma respectivă. Bun, poate că are dreptate cei de la PSD, spun, domne, a început școala și nu se mai poate, practic, face nimic. Chiar dacă alocăm noi bani, cum se intervine? Eu am înțeles ce spuneți. Problema este de ce s-a ajuns acolo, că nu trebuia să se ajungă. Că, practic, s-a întârziat procedura de licitație. S-a întârziat. Adică asta este problema, că s-a întârziat și să nu s-a efectuat lucrurile. Aici rămâne Dumnezeu, calea de mijloc, da, să spunem. Da. Ori s-a întârziat procedura și pentru că n-au fost bani, practic, deși s-a intenționat clar banii să erau nu se prevăzuți, mai aloce. Deci nu, banii erau prevăzuți. Chestia este că sunt probleme. Există vreo momentul de față, vreo unitate de asta de învățământ care are urgent nevoie de vreo reparație, de vreo, știți, ceva de genul? Bine, așa, cum să vă zic, din câte au venit cel puțin și la noi, la consiliere, așa că mai vin și ne solicită sprijinul. Sunt lucrări de reparații burlane și jdeaburi, sunt lucrări de reparații fațade, sunt lucrări de reparații sau de refacere a izolației, a hidroizolației. Deci sunt lucrări care într-adevăr ar trebui făcute, dar ele nu se mai pot face acum din două motive. Una, că a venit vremea rece și al doilea că sunt copii în școală, nu te apuci acum să zugrăvești fațada. Lucrări de intervenție la interior. Dar ce se întâmplă dacă ziceți de hidroizolat? Ce se întâmplă că vremea rece presupune ploaie din soare? Ce te faci cu inundația într-o școală, de exemplu? Nu sunt probleme de apă, trunde apa, numai că erau locuri unde hidroizolația ar fi trebuit refăcută pentru că se vedeau crăpături și există riscul. Deocamdată nu s-a plâns nimeni că a ajuns apa în clasă. Numai că, deci noi numai că nu să trebuie să apa în clasă. Nu, am înțeles. Numai că noi ne gândeam că nu trebuie să așteptăm și ar fi trebuit să o reparăm. Dacă n-am ajuns să o reparăm, să sperăm că totuși nu o să ajungă apa până la primăvară. Bun. Trecem la alt subiect. Am observat o nemulțumire a domnișoarei doamnei Roberta Anastase vis-a-vis de piața Maluroșu. Că și aici s-ar fi întârziat lucrările și îl blama șefa PDL Prahova pe primarul Iulian Bădescu că nu face. Care este adevărul? Aici problemele sunt de următoarea, lăsând la o parte că doamna președinte este direct implicat pentru că are colegiul electoral, da. Colegiul în zona respectivă și aparține și probabil că foarte mulți cetățeni și cei care comercianții respectivi au făcut aceste sesizări. Pe fond are dreptate că s-a întârziat foarte mult cu aceste lucrări în zona respectivă. După acel incendiu, așa cum știți, acea piață din Maluroșu era prevăzut inițial într-o amenajare de infrastructură. După acel incendiu care s-a produs acolo, s-a încercat realizarea unui proiect care și acest proiect a durat ceva timp și s-au tot făcut declarații de modul, cum să zic, de execuție și s-au dat niște termene de finalizare. Și bineînțeles că nu neapărat doamna președinte, dar oamenii văzând un termen că va începe pe 30 septembrie și oamenii stau și comercianții pe stradă, pe trotuare, cetățenii nu au de unde să-și procure tot felul de lucruri. O lipsă de confort și de igienă. Exact. Și s-a întârziat cu realizarea acestui proiect, din câte am observat. De asemenea, s-au dat niște termene de finalizare care n-au putut fi, mă rog, efectiv
realizate și au creat acest disconfort. Știți cum se spune când vrei să-ți cumperi ceva, ci că sunt prea sărac ca să-mi cumpăr lucruri ieftine. Da, să înțeleg că deci nu se vrea o oarecare lucrare acolo. Da, deci după mine s-a plecat greșit de la început. S-a încercat o soluție mai ieftină cu o structură de lemn, cu un proiect. Părea o improvizație? Nu părea o improvizație. Părea ceva normal în prima fază, numai că în momentul când a ajuns să fie privită în ansamblu, și-au dat seama că totuși n-arată bine sau că nu e funcțională. Și că n-arată bine și că există riscuri și că lemnul în timp n-are aceea și nu se comportă ca un alt tip de structură și atunci s-a revenit cu o altă variantă de proiect. Într-adevăr, schimbarea unei soluții înseamnă timp, înseamnă costuri suplimentare n-au fost, pentru că totuși schimbarea primei soluții s-a făcut tot cu același proiectant. Dar care a fost problema acolo până la urmă? Constructorul e de vină, primăria că n-are bani suficient și nu a dat de la timp banii sau ce se întâmplă practic? Eu zic că aici a fost o problemă de organizare, în primul rând, a conducerii Hale și Piețe. Probabil a societății. A societății. Pentru că ar fi trebuit de la început să spună, nu, vreau un lucru și bun și trainic și cum trebuie. Și atunci, probabil că și proiectantul ar fi venit de la început cu soluția și zice, nu-ți fac așa, ci îți fac ceva să fie pe măsura solicitărilor. Pe de altă parte, înțeleg că primăria se laudă, de exemplu, cu modul cum s-a modernizat piața de la Nord. Sau mă înșel? Nu, nu au fost astfel de... A fost modernizare atunci al unor piețe în Ploiești? Anul acesta? Nu. Singura piață care a fost reabilitată, să zic, este piața Aurora. Piața Aurora. Vest, unde s-a refăcut complet pavajul, să zicem, și chiar... Vă spun sincer că mie îmi place și cum sunt organizați acolo. Eu trec destul de des prin zona respectivă, deși nu stau acolo. Și chiar am avut cuvinte de apreciere asupra șefului. Înțelegem că anul acesta, până în iarnă, oamenii, comercianții care se duc în Malul Roșu nu vor apuca să vadă piața finalizată? Păi s-a dat un nou termen, 31 decembrie. Păi de finalizare. Nu știu, întreb și eu, vin ploile, vine zăpada în curând, poate să lucrezi acolo? Eu am răspuns la un alt termen care s-a dat de finalizarea execuțiilor, pe de altă parte, cum spunea și domnul Constantin. Deci aici nu trebuie să întrebăm primăria, trebuie să întrebăm SC Hale și Piețe. Da, deci ei sunt și din punctul meu de vedere și dânsii sunt, cum să zic, au o responsabilitate în această întârziere, deoarece se știa foarte clar că incendiul acela care a izbucnit acolo are niște cauze. Și au venit cu o soluție tehnică unde au schimbat și puterea instalată a întregii zone cu transformatoare și așa mai departe în acea modificare a proiectului, care puteau fi prevăzute. Deci modificările acestea succesive de proiect, soluții diferite. Bine, înțeleg că sunt din ce în ce mai multe nemulțumiri la adresa modului cum funcționează SC Hale și Piețe. Sau mă înșel. Poate mă înșel. Bine, acum nemulțumiri poate să existe, să fie justificate sau nejustificate. Deci nu n-am putea să spunem că există o majoritate de păreri care Consiliul sunt Consiliul Local, de exemplu, dacă a luat act de această situație, a întrebat conducerea SC Hale și Piețe? Personal știu că a fost chemat de mai multe ori la nivelul primăriei și? A fost ce? Cu ghilimele beștelit sau cum? Nu. Deci i s-a pus în vedere că lucrurile nu sunt în regulă și că această lucrare trebuie urgentată și... Bă, am trecut și la situația asta. O altă problemă majoră, situația de la RATP. RATP, regie care s-a transformat între timp în societate comercială, pe acțiuni. Înțeleg că este într-o situație financiară dezastruoasă. Mai mult, vedem că avem de-a face cu mișcări de protest ale sindicatului de acolo, cu greve de japoneze, nejaponeze, nu mai știu ce se va întâmpla. Merge spre faliment cu pași iuți societatea asta.
bine, acum dacă... Și mai avem 5 minute la dispoziție și mai trebuie să dezbatem. Dacă mă întrebați prima dată nu care sunt oportunitățile și mă întrebați care sunt punctele cele mai fierbinți și cele mai delicate ale actualei administrației, v-aș fi spus că este acest fos RATP care s-a transformat în societate comercială. Trebuie să se autofinanțeze sau nu? Nu neapărat să se autofinanțeze. Primește în continuare niște subvenții. În continuare, deci în toate marile orașe, transportul public nu poate funcționa fără să fie subvenționat. Ok. Cât? Ce înseamnă o subvenție anuală către RATP? Deci aici, dacă vreți, un punct de vedere pe care mi l-am mai exprimat și în adunarea generală de la RATP, eu aș vrea așa să primesc din partea societății noi create o analiză în care să-mi spună, ca să am 7 curse pe traseu 44 îmi trebuie atâția bani, ca să am 5 curse din Mimiu până la Cablul Românesc îmi trebuie atâtea sunt costurile pe cursă, atâtea venituri pot să obțin, atât ar fi partea de subvenție pe care trebuie să mi-o dai tu primărie. Și n-ați văzut chestia asta încă? Deocamdată am solicitat, o să rămână să fac o analiză de costuri și să prezinte așa ceva. Și atunci, la nivelul primăriei, se poate lua o hotărâre, să zică, domnule, pentru că primăria, trebuie să spunem, are obligația de a asigura transportul public în Ploiești. Are și, vă spun de pe acum, un scandal imens dacă dispare această societate și lăsăm cetățenii orașului fără transport public. Deci nici nu s-a pus problema ca această societate să dispară, pentru că este modul prin care primăria se achită de această obligație de a asigura transportul public. Pe de altă parte, observăm că, iată, vedem grevă a sindicaliștilor de acolo, dar observăm în același timp că se descoperă că anumiți șoferi fură, bine mersi, motorină din mașini. Ceea ce iarăși mi se pare, cum să zic, jenant, ca să nu folosesc niște termeni mai duri, și poliția trebuie să intervină, pentru că practic, oamenii ăia fură din banii pe care plătesc toți ploieștenii. Da? Că e subvenție, că sunt veniturile societății. Păi, despre ce vorbim? Atunci mai ai tupeu să protestezi când te știi cu musca pe căciulă? Din păcate, trebuie să recunoaște că sindicatul are rolul lui. Are rolul de a-și apăra membrii de sindicat. Și din punctul ăsta de vedere, nu trebuie să-i condamnăm. Unde nu suntem de acord cu ei este acolo unde vrea să se implice în conducerea societății. Ce adică, vor mai exact, ca să înțelegem? Păi, deci dumnealor ar vrea să fie parte, să zicem, în să ia comisie, decizii? Să ia în, da, parte în comitetele care iau decizii, lucru care nu e posibil. Deci vor să fie și angajat și patron. Și angajat și patron. Perfect. Da. Deci aici sunt lucrurile care diferă ca și concepție între cum vedem noi și cum vedei. Dar faptul cât de rea e situația financiară? Aveți PDL-ul? Aveți vreo... Situația, da, o cunosc destul de bine și din mandatul trecut. Problemele majore care au apărut datorită acestui... Ziceți-mi la concret, domnule, societatea asta are nevoie, nu poate merge pe minus în fiecare an, cât e minusul de mare? Păi, minus câte milioane? Societatea Transport Călători au generat pierderi. Cât de mari? De exemplu, la nivelul anului 2012, cred că în jur de 1 milion de lei, ceva de genul ăsta. Dacă numai 1 milion? Da, ceva de genul ăsta. Sau 1.300.000. Ceva de genul acesta. Ar fi bine. Ok, am înțeles și povestea asta. Din păcate, timpul ne presează și, iată, am avut dreptate că nu o să putem să abordăm toate problemele care sunt actuale. Mă mai interesează un singur lucru, pentru că nu mai avem decât un minut la dispoziție. A venit Andrei Voloseviș și a acuzat actuala administrație, domnule, m-a stresat pe mine cât am fost primar, să tai din cheltuielile cu Rosalul, pentru dezăpezire și pentru curățenia orașului. Se schimbă administrația acum. Vine alt consiliu local și mărește cheltuielile publice cu Rosalul. Care e explicația? Nu, aici cred că este o informație falsă dată de Voloseviș. Falsă, pentru că haideți să vedem. Dacă bugetul de anul din anii anteriori era de 2.500.000 pe lună, pe același program
de întreținere și curățenie. Anul acesta a fost de 1,5 milioane de lei pe lună și eu zic că totuși calitatea curățeniei... Voloseviș vorbea la un moment dat de 19,5 milioane care ar fi cheltuit el către Aerosol din banul public, iar acum a povestit ceva de 29,5. Are informații eronate? Da. Deci până acum, eu vă spun, bugetul este de 17.500.000. Deci are informații eronate. Da. Confirmați, domnul Gheorghe? Nu cunosc exact datele. Într-adevăr, bugetul Rosalului anul trecut a fost undeva de 29 de milioane de lei. Anul trecut, deci a avut anul dreptate. 29 de milioane Când de lei. Când a spus de anul trecut, a spus Andrei Voloseviș. Dar n-am reținut exact anul trecut, vedeți, domnul, deci 29 de milioane. Care a fost motivul? Iar bugetul alocat anul acesta... Care a fost motivul pentru care a fost 29 de milioane? 290 de miliarde, adică. Păi a plecat... Programul, vă aduceți aminte de la cât a plecat cu Veolia, este, când s-a schimbat Veolia? Este adevărat ce spuneți, dar... 150 de miliarde, 120 de miliarde era... Și am ajuns la 290 de miliarde cu altă firmă. Dublu și... Este adevărat ce spuneți, dar pe de altă i-am parte... I-am schimbat pe aia, pe Veolia, i-am schimbat că sunt prea scumpi pe francezi. Ca sume comparative aveți dreptate, numai că trebuie văzut ce serviciu s-a prestat. Pentru că una este să... Și fostul... Da, aici s-ar putea să aveți primar, dreptate. Păi, una este să facem o activitate de curățenie pe 300 de străzi în program. Da? Și alta pe 900 de străzi. Așa a fost programul. Vi se pare orașul curat astăzi? Păi acum, dacă facem o comparație astăzi față de ce era acum un an, doi, cred că e o mare diferență și cetățenii poate să o observe. Din păcate vă propun să mai veniți, să acceptați încă o invitație, pentru că s-a terminat timpul alocat emisiunii. N-am apucat să vorbim, mai sunt multe alte subiecte. Vedem că presa locală pistonează pe finanțarea clubului FC Petrolul printr-un ONG. Sunt multe alte subiecte delicate și interesante în același timp. Vrem să se facă lumină, până la urmă de asta este și scopul, să vină și puterea și opoziția la aceeași masă. Când se întâlnesc cele două, aflăm adevărul. Și ăsta e scopul nostru principal. Și le mulțumim și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați acceptat invitația. Și noi vă mulțumim. Iar mâine, trebuie să le spun telespectatorilor, ne întâlnim la aceeași oră, o să discutăm despre furturile și tăierile ilegale de arbori în Prahova. Mulțumim frumos.